Până dimineața. Nu vă speriați de la poliție. Mai da. Cineva în casă? Mai este, mai este în casă, vă rog. Polițiștii efectuează peste 300 de percheziții în toată țara la persoane cercetate pentru nerespectarea regimului armelor și al munițiilor. Polițiștii au documentat activitatea infracțională a unei societăți comerciale din afara teritoriului țării, care prin intermediul unui site ar fi comercializat pe teritoriul României către persoane fizice arme din categoria celor supuse autorizării și diferite tipuri de muniție aferente acestora, fără a respecta condițiile legii privind regimul armelor și al munițiilor. Activitatea s-ar fi desfășurat prin plasarea de comenzi către magazinul online, iar societatea în cauză ar fi livrat armele și munițiile către cumpărătorii români prin intermediul firmelor de curierat care introduc bunurile în țară fără a declara acest fapt autorităților vamale și fără a îndeplini condițiile solicitate de legislația națională în acest domeniu. Acțiunea vizează creșterea gradului de siguranță și scoaterea din circuitul ilegal a unor arme supuse autorizării. De asemenea, la această oră au acțiuni de tip razie în toată țara, în scopul prevenirii faptelor antisociale. Transmit reprezentanții IPJ Timiș.